Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Așa, să le dau mai încoace. Astăzi vom face păjoluțe din cârnăciori. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem păjoluțe din cârnăciori, apoi o să facem și bostănel, o să facem ca o garnitură și cu cartofiori, cartofiori tăiați prăjiți împreună cu păjoluțele. Așa. Bună ziua, bună ziua și să începem. Astăzi vreau să fac pârjoluțe, să facem sărat, nu mai facem dulce, din cârnăciori proaspeți. Și o să facem pârjoluțe cu, o să adăugăm și ceapă. Nu, ceapă o adăugăm așa, ia să le pun, să nu le amestec. O să adăugăm pătrunjel, parmezan sau brânzică și ouă. Și pe smert eu am să pun pâinică uscată. Puteți pune și pâinică proaspătă muiată în lapte sau în apă. Și puțin piper. Bostănelul o să-l facem cu ceapă. Așa, o să avem nevoie și de ulei. Cu ceapă, tăiat, cu undit așa cu... și înăbușit mai mult. Și să începem. O să avem nevoie de cartofi. Astăzi am să folosesc cartofii congelați, acei tăiați pentru pai. Cartofii pai și vom începe cu bostănelul. O să punem bostănelul cu ceapa pe foc, apoi o să facem din acești cârnăciori pârjoluțe și o să adăugăm pătrunjel, ou, pâinică pe smet, așa, parmezan, sare, piper dacă este nevoie și o să avem nevoie și de ulei. Cartofii îi am la congelator, imediat să-mi iară. Deci cu cartofiuri, îi țin la congelator până în momentul când o să-i punem în tigaie. Așa. Deci să repetăm încă o dată, ia să las așa aici. Aici avem sarea. Deci vom face. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi o să facem pârjoluțe din cârnăciori. Cu cartofii prăjiți, deci o să punem totul în aceeași tigăiță. Și pentru pârjoluțe vom avea nevoie de sare, piper, dacă este nevoie, pătrunjel, parmezan, o lingură, două, un nou sau două, și pâinică pentru pus în interior. Eu astăzi am să pun pâinică uscată, așa, să puteți pune și pe smet. Apoi ceapa o să o undim și o să facem, o să prăjim acești bostănei sau zucchini. Și o să avem nevoie și de ulei cât este necesar. Am să pun la congelator din nou cartofiorii. Așa. Și vom începe cu bostănelul. Vom tăia ceapa și o vom pune într-o tigăiță cu puțin ulei. Aici am o tigaie, așa să-mi fac loc. Să-mi fac loc să le facem pe rând. Așa. Să vă mai arăt și câte ceva sărat din ce fac eu. Voi pune în această tigăiță puțin ulei. Eu pun ulei din măsline. Așa. Vedeți? Și o să tăiem ceapa. Aici am o ceapă potrivită. O să o tăiem așa.
Astăzi am să tai totul în mână. Dar puteți tăia și pe un fund, dacă vă este mai ușor. Așa. Și tăiem ceapa și o punem la undit puțin. Și între timp noi ne tăiem bostănelul nostru. Așa. Eu un părjoluțe, nu pun ceapă. Părjoluțe din cărnăciori facem astăzi. Să știți că sunt delicioase. Așa. Și acum punem pe foc. Vedeți? Punem pe foc aici. Am să pun și un căpăcel. Așa. Și acum să tăiem bostănelul. Sau zucchine. Avem aici, eu am un kilogram de zucchine. Le tai și le pun așa pe o farfurie. Tot la fel, tăiem partea de jos. Și le tăiem așa, feliuțe, în jumătate. Sunt crocante și bune. Sunt delicioase. Deci ceapa o undim puțin, 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 nu prea mult. Așa. Tăiem în două. Știți că se fac foarte repede. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Să vă mai arăt și câteva bucate, nu numai prăjituri. Așa. Încă nu am publicat oul meu Savarina. A ieșit delicios. Am să-l public și pe canalul de YouTube, prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa. Ia să vedem ceapa. O lăsăm să se undească puțin și după aceea adăugăm zucchinele. Și tăiem așa feliuțe. Puteți tăia și pe un fund dacă doriți. Le tai așa feliuțe. Se fac foarte repede. Așa. Deci o ceapă potrivită de mare. Ați văzut. O punem cu puțin ulei la undit și apoi punem zucchinele. Punem puțină sare și puțin piper. Punem căpăcelul. Și lăsăm să se facă, nu durează mult. Și între timp noi facem pârjoluțele din cărnăciori. Așa. Ia să vedem.
vedeți ceapa noastră? Așa, o undim puțin, puțin. O mai lăsăm puțin și după aceea punem zucchinele peste. Așa. Între timp noi s-o tăiem. Am pierdut cuțitul. Așa. Tăiem în două. Așa, ia să punem și aceste zucchine peste ceapă acum. Și apoi le tăiem pe restul care ne-a rămas. Așa. Vedeți ceapa? Deci nu am prăjit-o prea tare, doar am undit-o puțin, puțin. Și punem. Și dacă mai e nevoie de puțin ulei, mai puteți adăuga. Așa. Amestecăm așa puțin și punem din nou pe foc. Punem căpăcelul. Focul nu este mare, este potrivit. Și acum terminăm de tăiat zucchinele. Astăzi facem sărat, nu mai facem dulce. Vreau să vă arăt și din bucatele mele gustoase. Deci cine dorește să țină post, astăzi mănâncă zucchine. Cine nu ține post la noi în casă, mănâncă păjoluțe cu cartofiori. Așa. Apoi o să condimentăm cu sare și puțin piper. Și lăsăm să se facă, durează puțin. Aici pe pagină mai găsiți și păjoluțe din zucchine foarte bune făcute de mine. Și rețeta o găsiți și pe canalul de YouTube. Acolo găsiți peste 1000 de rețete dulci și sărate și nu numai. Și să pun de casă. Pentru corp, pentru față, uleiuri pentru păr, tratamente pentru ten gras și uscat, măști de față. Foarte, foarte multe rețete. Găsiți până și exerciții la matematică pentru copii, până în clasa 8-a. Acum punem și restul de zucchine, adăugăm sare și piper și lăsăm la foc mic să se facă. Și noi facem păjoluțele. Așa, dăm deoparte. Să aducem aici alături. Așa, vedeți? Și punem și restul de zucchine. O să mai dau o lingură, două de ulei. Punem și sare și piper. Așa. Acum o să adăugăm puțină sare.
Puțin piper. Amestecăm așa puțin și punem pe, ia uitați cum cad. Le punem pe foc. Eu nu pun apă, să știți, își lasă apă singur. Am să mai dau puțin ulei. Așa. Punem pe foc, acoperim. Și punem pe foc. Și acum să facem pârjoluțele. Aici avem cârnăciori, deci circa 400 de grame de cârnăciori. Am terminat toul, dar l-am făcut când n-am mai avut timp să intru. Am făcut și video și am să pun, rețeta, încă nu am scris-o. Și am să pun și video să vedeți cum l-am terminat. L-am terminat, dar nu am putut să intru în direct. Bravo, Diana, Dana! Așa. Am să vă arăt și o bucățică. A mai rămas o bucățică. Copiii au mâncat aproape tot. Așa, am făcut video și am să-l pun, să-l vedeți aici pe pagină. Și am să termin, am să unesc primul video cu al doilea și al treilea și am să-l public și pe canalul de YouTube. Am să-l public, încă nu l-am publicat, că nu am avut timp, dar să știi că am făcut video cum am scos din sirop, cum am tăiat și am ridicat puțin și am pus frișcă, crema de ganaj, de ciocolată și câteva căpșunele. Așa, și să terminăm aici prăjoluțele noastre. Deci, 400 de grame. Așteaptă, dar acum după amiază pun. Am să pun mai întâi video, a treia parte, ca să vezi cum am terminat oul și după aceea am să lucrez la video, că mai durează puțin. Așa. Și aici facem pârjoluțe din cărnăciori. Am 400, deci cam 100 de grame cărnăciorul. Aici parmezanul, să punem 2-3 linguri. Dacă e necesar un pic de sare, cărnăciorii deja au sare. O să punem un nou. Eu am aici două, dar am să pun doar unul. Puțin pătrunjel. Și pesmet, pâinică sau pâinică uscată. Am aici. Așa. Să-mi scot și piper. Vreau să scot un vas mai mare, dar cred că este de ajuns acesta. Așa. Și să începem. Am să scot pielea de la cărnăcior. Tăiem așa și scoatem pielea. Să știți că sunt foarte, foarte bune aceste pârjoluțe. Așa. Da, cred că am să fac aici. Vreau un vas mai mare. Hai să mă spăl. Aici. Și o să punem peste o lingură, două de parmezan. Sau cașcaval, sau brânzică sărată. Ce aveți în casă? Așa. O să punem și un nou.
Așa, sare punem dacă este necesar. O să punem puțin piper. Puțin, puțin, că deja sunt condimentație cărnăciorii. Până aici alături. Așa. O să punem și pătrunjel. Acesta am să-l tai pe un fund. Așa, mărunțel, mărunțel. Și punem așa aici peste. Decât să punem și pâinica noastră uscată. Dacă doriți, o puteți înmâia în apă sau o puneți așa, o sfârnați așa bine cu mâna. Și acum vom amesteca. Amesteca cu mâna. Este mai practic. Și amestecăm așa totul bine. Și păjaluțele le însoțim cu cartofiori. Deci am să pun la prăjit mai întâi păjăluțele, puțin, după aceea adaug cartofii, punem un căpăcel deasupra și lăsăm să se facă. Așa. Dacă mai este nevoie de pâinică, mai adăugăm puțină. Așa. Amestecăm așa bine. Puteți pune pesmet dacă aveți în casă. 2-3 linguri de pesmet. Așa. Să fac pâinică. Am să mai pun încă o feliuță de pâinică. Ia să mă clătesc. O putem sfărâma și cu un sucitor. Ia să văd. Deci am pus 4 feliuțe de pâine uscată.
că mă scuzați, am revenit. Era foarte important să răspund. Așa. Și să vedem zucchina și după aceea terminăm aici cu... Să învârtim puțin în zucchina. Să dau și-o deoparte. Așa, ia să mai iau șervețel. Să vedem mai întâi zucchinele, să amestecăm puțin. Aici. Punem căpăcelul. Ce punem din nou pe foc? Și le lăsăm așa. Și ia să verificăm și dacă s-au făcut. Aproape gata. Așa. Și aici avem pojoluțele noastre din cârnăciori. Și acum să amestecăm în continuare. Așa, și amestecăm tot la fel cu mâna. O să facem pojoluțele, am să le fac rotunde. Așa, amestecăm bine toate ingredientele. Puteți pâinica uscată să o puneți, să o umeziți în puțină apă. Așa. Amestecăm așa bine și după aceea dăm forma la pârjoluțe. Așa, consistența este bună, vedeți? Oh, zboară. Și acum, aici, vom face pojoluțele și le vom lua așa. Vă puteți umezi mânuțele cu puțină apă. Ia să-mi aduc puțină apă. Să-mi aduc puțină apă, așa. Am pus puțină apă așa aici și acum le facem. Și o să le facem așa, mai potrivite, vedeți? Cam această mărime. Și le facem. Deci am avut 4 cârnăciori, circa 400 de grame de cârnăciori. Am pus un ou, pătrunjel, sare, piper, după gust, dacă este necesar. Piper am pus, sare nu. 3 linguri sau 2 de parmezan de brânzică. Și pâinică uscată, 4 felii. Așa, ia să mai umezesc așa mânuța. Și acum dăm forma, punem puțin pe foc și după aceea adăugăm cartofiorii congelați, tăiați pentru cartofii pai. Așa. Și zucchinele sunt aproape gata.
facem așa să fie egale, cât de cât. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Așa, eu repet ca să cine a intrat acum să știe cine sunt. Poate cineva nu mă cunoaște. Așa, am terminat de făcut, ia să vedem, așa, în două. Puțină apă, ne umezim, dăm deoparte. Așa, și acum. Aici am o tigăiță. Voi pune puțin ulei. Așa, puțin, puțin. Și punem pe foc. Ia să verificăm zucchinele cum sunt. Așa. Sunt gata. Sunt gata, ia uitați-le. Încercăm cu furculița, încercați să vedeți dacă sunt moi și sunt bune și gustoase. Să mai dau puțină sare. Bună ziua, Vasi! Bună ziua, bine ai venit și bine ați venit tuturor. Mai pun puțină sare, că mai trebuie puțină sare. Așa. Și amestecă. O să închid aici. Amestecăm așa. Și gata. Nu ne plac să fie așa mai crocanței. Și zucchinele sunt gata. Dăm puțin deoparte. Aici am încălzit uleiul pentru purjoluțe. Și o să le punem așa aici. Și am să le undesc așa puțin. Vedeți cum sfârâie. Așa. Ulei puțin, nu mult, să nu fie mult. Mulțumesc, Vasu, Floare, și pentru tine. Așa. Am mâncat puține în această mică. Așa. Dau deoparte. Să punem zucchinele aici pe un platouaș, pe o farfurie. Ia uitați. Așa. Aici unde am făcut, am să pun restul de prăjoluțe unde am făcut zucchinele. Mai pun puțin ulei. Și pun puțin pe foc.
învârtim așa să se facă peste tot. Și cu aceste zucchine le puteți mânca și așa. Și pentru cine ține post, le puteți face, pune garnitură la o feliuță de carne, la un ou short, sau puteți să bate ouă cu puțin parmezan și amestecați cu aceste zucchine și faceți o omletă delicioasă. Așa. Ia să dau deoparte, să vedem aici. Să punem restul de... Iam să le pun pe toate în aceasta mare. Așa. Vedeți? Le învârtim așa, să le facem peste tot. Le întoarcem. Așa. Dar știți ce am să fac? Am să le unesc pe toate, să le fac pe toate în aceeași tigăiță. Așa. Lăsați tigăile să se răcească și după aceea le spălați. Altfel se strică dacă le spălați că sunt fierbinți. Așa, aici avem zucchine. Am să scot și cartofiorii, să-i punem peste... Așa. Îmi așez aici. Aici avem cartofii noștri, vedeți, cartofi fai, congelați. Eu am să-i pun peste purjoluțe imediat. Așa. Mai învârtim încă un pic să se facă purjoalele și după aceea... Nu se vadă mai mare. După aceea adăugăm cartofiorii, punem căpăcelul. Să facem și o omletă, dacă tot stăm din zucchine. Cum se face? Să vă arăt cum fac eu omlețică. Am să iau o parte din zucchine. Așa. Avem două ouă, am să fac din două ouă, din puțin parmezan, sare, piper, așa, și zucchine coapte. Să-mi scot un vas, așa, și vom pune... Un pic din zucchine. Așa. Cam atât, nu mai mult. Aici voi bate ouăle.
Mai învârtim scena și în părvăluță. Așa. Și vom adăuga puțină sare, puțin piper, amestecăm cu o purculiță. Așa. Și vom adăuga ouăl. Parmezan. Deci cam două linguri pline să fie. Așa. Și amestecăm. Să verificăm și pârluțele. Vedeți? Sunt aproape gata. Așa. Și acum peste pârjoluțe voi adăuga cartofii. Așa. Și voi pune capacul. Să vedeți ce bunătate iese aici. Și punem pe foc. Și în tigăița noastră, unde am făcut pârjoluțele, am să pun puțin ulei. Așa, nu prea mult. Și punem pe foc să se încălzească și apoi punem compoziția de omletă. Totul se face rapid, rapid, așa, și aici compoziția noastră este gata, doar să o punem în tigăiță. Acoperim. Apoi o întoarcem de pe parte pe cealaltă și gata. Așa. Mi-am scos căpăcelul. Așa, și între timp cât se face, am să dau așa de parte. Aici s-a încălzit uleiul și o să punem compoziția noastră peste. Vedeți? Punem căpăcel și punem pe foc. Așa. Până aici avem zucchinele noastre. Așa. Și pentru cine a venit mai târziu, bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi am făcut zucchine prăjite într-o tigăiță cu puțină ceapă, cu căpăcelul deasupra și condimentate cu sare și piper. Apoi am făcut pârjoluțe din cârnăciori, deci 400 de grame, 4 cârnăciori am avut. Le-am scos pielița, le-am pus împreună cu un ou, sare, piper. Sare puneți doar dacă este necesar. Că cărnăciorii sunt, puteți face și cu carne tocată dacă doriți, dar astăzi am făcut cu cărnăciori, sunt foarte gustoși și am pus un nou parmezan, tot așa, circa 2-3 linguri de parmezan, sare, piper și puneți pâinică muiată sau pesmet. Eu astăzi am pus feliuțe de pâine uscată. Ați văzut, le-am sfărmat așa bine și le-am pus, dar le puteți și înmuia dacă doriți. Așa. Și cu aceste zucchine făcute cu puțină ceapă, ați văzut, am adăugat un ou,
Nu, două ouă, cam două linguri pline de parmezan, sare, piper și le-am pus aici în tigăița noastră să se facă. Uitați, aici. Imediat îl întoarcem. Așa. Ia să întoarcem și să amestecăm în tigăița noastră cu cartofiori. Așa. Putem pune puțină sare pe cartofi. Și amestecăm. Și aici este aproape gata. Așa. Mai lăsăm puțin, ia uitați ce fac, numai pozne. Încă puțin. Ați văzut că ulei am pus puțin, puțin, nu am pus prea mult. Așa. Și acum să ne pregătim o farfurie și pentru omletă. Vedem cum arată, încă nu este gata, imediat un și întoarcem. O să întoarcem să vedem dacă reușim. Cam dansează căpăciorul meu. Oh! Vedeți? Așa. Și o punem pe foc, o să dăm mai mic. Astăzi am stat cu voi în bucătărie. Așa. Și amestecăm aici, uitați, sunt aproape gata. Verificăm dacă s-au făcut cartofiori. Dacă sau încă nu s-au făcut. Încă puțin. Și punem pe foc. Așa. Și aceasta este rețeta, meniul de astăzi. Pentru familie. Un deliciu. Să încercați și voi. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase, să vedeți câte rețete am. Și aici pe pagină, pe pagina de Prăjituri cu Camele, am foarte, 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 foarte multe și foarte multe făcute în direct cu voi. Și cozonaci am făcut cu voi în direct, să știți. Să le căutați unde este lupa, vă duceți pe pagină și căutați să vedeți cum am făcut cozonacii. Și cu aluat opărit și fără aluat opărit. Să vedeți ce bunătăți. Așa. Ia să vedem. Și omleta cred că este gata. Așa. Aici am mai pregătit o farfurie. Omleta noastră, o vedeți? Ia să o și întoarcem. Oh, să vedem să nu-mi cadă. Să pun aici pe asta. Așa aici. Așa. Ia uitați, omlețică la minut.
Și cărnăciorii, acolo, prăjolutele din cărnăciori sunt gata. Ia uitați ce bunătate. Așa. Și vom pune așa câteva pe o farfurie. A fugit. Așa. Cartofiori. Așa, și putem pune și câteva zucchine dacă dorim și nu știu dacă se vede. Ia să trag mai încoace. Așa. Aici am să pun și câteva zucchine. Într-o parte, așa. Și meniul nostru de astăzi. Pârjoluțe din cărnăciori, ia uitați, cu cartofi prăjiți, făcuți împreună cu aceste pârjoluțe și cu zucchine și omletă din zucchine. Vedeți? Totul la minut. Ia să tai și omleta să vedeți cum arată în interior. Așa. Aici avem un cuțitaș și ia să tăiem să vă arăt omleta cum arată. Este fierbinte. Omletă la minut. Ia uite. Eu cred că fac pozne astăzi. Ia să văd dacă reușesc să o aduc mai aproape, să o vedeți. Vedeți? Omletă la minut. Omletă din zucchine. Un deliciu. Să încercați să vedeți cât este de bună. Și acesta este meniul de astăzi, făcut cu voi în direct. Vă pup și vă doresc multă, multă, multă sănătate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și că mă urmăriți. Vă pup! O să public și aceste rețete când o să am timp, mâine, poi mâine. Mai întâi să termin, cum a spus și Dana, oul Savarina. Să vedeți cum l-am terminat. Am să vă public imediat. Am să public și partea a treia ca să vedeți cum am ornat și cu frișcă. Am să intru și puțin mai târziu să vă arăt că a mai rămas o jumătate din nou Savarina. Să vi-l arăt. Vă pup. Vă doresc multă sănătate și ne vedem puțin mai târziu atunci. Pupici, la revedere și vă mulțumesc!